Accidentul de circulație a avut loc azi noapte pe drumul județean 605A în comuna Dănciulești. Mai multe pahare de alcool i-au dat curaj unui șofer de 32 de ani din stejari să apese pedala de accelerație mai mult decât prevede legea. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului s-a constatat faptul că un bărbat în vârstă de 32 de ani din localitatea stejari, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 605A, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de deplasare, intrând pe contrasen și răsturnându-se în afara porții carosabile. În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat de urgență la spitalul din Craiova. Oamenii legeau au descoperit că se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație alcoolică de 0,83 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.